Rusia a intrat într-o permanentă campanie propagandistică prin care se prezintă într-o lumină bună pe fundalul pandemiei de coronavirus. Cei 100 de militari ruși trimiși de Putin la Roma au fost o mare lovitură de imagine. Ei s-au pornit de la Roma spre Bergamo cu steagul rusești fluturând pe camioane. Totul sprijinit de o masivă ofensivă a trolilor pe rețelele sociale ca să arate că Rusia face mai mult decât Europa. Scopul principal al campaniei informaționale rusești este de a convinge populația că UE nu este în stare să ajute Italia. Informația privind ajutorul nemțesc este blocată sau ignorată, dar și prezentarea Rusiei ca fiind singurul stat care ajută Italia. Privind lista al celor care au ajuns în Italia ca parte a misiunii militare ruse, devine evident că echipa include jurnaliști, mei ca artiști, specialiști în iluminat scenic și oameni complet fără legătură cu medicina. Unii militari nu sunt de asemenea asociați cu medicina sau unități de apărare chimică, ci reprezintă probabil forțele speciale de operațiuni din Rusia, notează deschide deschide.md. După aterizarea în practica din mare, un convoi de echipamente militare ruse a parcurs 600 de kilometri până la Bergamo. Aterizarea unei aeronave ruse pe aeroportul din Lombardia ar fi economisit timp și bani, atât pe combustibilul pentru combustibil voi cât și pe combustibilul irosit pentru noua aeronave de marfă. Astfel, parcurgerea camioanelor rusești nu este altceva decât o operațiune de propagandă sau chiar o acțiune militară de propagarea unor elemente militare într-un punct prestabilit. Au aruncat în mediul online informația falsă că Polonia și Ucraina au închis spațiul aerian pentru avioanele militare ruse care transportă ajutor în Italia. Cu toate acestea, o analiză a coridoarelor aeriene demonstrează că cea mai scurtă cale din Moscova la aeroportul Practica din Mare trece prin Belarus și nu prin Ucraina. Se pare că ultima a fost amintită în contextul conflictului cu Rusia din Donbass.